Da, ca și chestii să vă fac o dezvăluire pe care am dat direct în exclusivitate. Am un plan să mă duc în Coreea de Nord. Pe bune? Pe bune. Da! Plec în Coreea! În Coreea de Nord! Te știe! Exact unde ți-am spus și ție în vlog că mă voi duce. Planul s-a realizat. Ai jur dacă băi, n-am vrut să mor? Nu cred. Jur să mor eu dacă te mint că eu l-am gândit aseară că mă uitam la ălea unde ai zis tu că acolo mă duc. Eu am crezut că în Afganistan. Nu cred. În Coreea de Nord mă duc. Nu cred, băi, ești prost. Păi ai zis că te duci în China, ce căcat ești. Și în China, că de acolo plec. După aia mă întorc și rămân. Ce tare. Mamă, în Coreea de Nord, frate. Mamă. Păi și acolo nu s-o pot să filmez nimic, nebunule. Aaaa, și m-am gândit și la asta. Cred că o să fie interesant. Da. Da. Mă întorc, normal că mă întorc. Vai, nu cred. Ba da, acolo. Coreea de Nord. Da. E sigur că vrei să duci acolo? Păi mă duc, că e totul rezolvat. Luca. Da, deja e rezolvat. Normal, joi îmi iau zborul. Ba. Vezi, n-am ghicit. Bravo. Dar de ce n-ai ghicit și la concurs? Păi parcă am scris și la concurs. Păi n-ai scris între primii trei? Vezi, tu nu te omori grasă, că la bani folos. Nu e acolo cu grasă, cea la cum îi zici. Ba n-ar avea ce nu, că ar toată ziua, la știi. Bune? Logic. Mint eu. Cum ți-a luat? Și cum ți-a luat? Deci mai întâi prin China sau cum ți-a luat? Exact, pe acolo, pe acolo, normal. Totul prin China se face. V-au plăcut reacțiile celorlalți abonați și prieteni ai mei? Pentru că mie mi-au plăcut la maxim. Dar acum, hai să vedem cum au reacționat câștigătorii concursului. Iar aceștia sunt... Ia să vedem, au fost 144 de comentarii. Să dăm la început și să vedem cine au fost cei trei norocoși care foarte rapid au dat răspunsul corect și anume Coreea de Nord. Bun, am ajuns la capăt. Acesta a fost primul concurent care, ce să vezi? Bă, ești nebun? Primul care a postat a fost chiar primul care a ghicit. Ai de puii mei! Știți ce înseamnă asta, nu? Că acum o să mă duc la el în vizită. Bine, nu acum, ci când mă voi întoarce. Bă, dar sincer, nu credeam că, virgulă, chiar din prima, cineva va nimeri Coreea de Nord. Chiar nu mă așteptam. Yanis Salamandra, felicitări și ne vom vedea în curând. Dacă mă voi întoarce din Coreea de Nord, bineînțeles. Dar sigur mă voi întoarce. Bun, hai să vedem mai departe. Următorul, incredibil, răspuns corect, Marius Puma. Apoi răspuns greșit, apoi răspuns corect. Însă avem o problemă la acest răspuns corect, deoarece nu mi-ați dat un cont de Facebook sau Instagram, iar eu în urmă cu o zi, după cum puteți vedea, i-am dat mesaj, i-am dat și inimioară. Și el nimic, ceea ce înseamnă că nu vrea să apară în vlog, ceea ce înseamnă că este descalificat. Așa că la acest prim concurs avem și un prim concurent descalificat, care nu a fost în stare, domnule, în atâta timp să își treacă un cont de contact. Deși eu am zis și în video, și în descrierea videoclipului, și în comentariu fixat,
Și în vlogul de a doua zi, și chiar lui, în mesaj, să îmi dea un cont de contact, Instagram sau Facebook. Și el nu mi-a dat. Înseamnă că nu este interesat, nu? Eu datoria mi-am făcut-o mai mult decât bine. Așa că, fără părere de rău, fără nicio remușcare, Berbos, te declar descalificat. Hai să vedem următorul concurent care a spus Coreea de Nord. Și ce să vezi? Chiar următorul a zis tot Coreea de Nord și, după cum vedeți, a pus și un cont de Instagram. Inimioară, declarat câștigător. Felicitări, da, 1, 2, 3, 4. Și acum să contactăm câștigătorii. Bună, ce faci? Uite bine, câștigăm, nu? Da, știai, a? Ai presimțit. Bravo, felicitări. Cum de-ai știu că voi pleca în Coreea de Nord? Uite, dar au prietenul ăsta. YouTube, am văzut un clip de mine. Care mi-ai acolo și... ai spus, nu, ai vrea să pleci în Coreea și... de acolo mi-am lăsat. Corect, bravo, bravo, vezi? Cine se uită, preține, știe. Bravo. Într-un alt am ajuns acolo. Fan adevărat, bravo. Și ești și din București, nu? E din București, da. Norocul tău! Deci o să primești cadou personal. Mersi, mersi. N-ai de ce. Ce faci? Bine. Câți ani ai tu? 10. 10 ani? Mulți înainte. Da. Știi, știi de ce te-am sunat? Nu. Nu, nu ghicești, nu-ți dai seama. Am câștigat concursul? Da. Bravo. Bine. Felicitări! Mulțumesc! Cum de-ai știut unde voi merge? Poftim? Cum de-ai știut unde voi merge? N-am dat părere, nu știu. Și ai fost și cel mai rapid. Ai fost și primul. Știi ce, știi ce înseamnă asta? Poftim? Știi ce înseamnă asta? Nu. Cam să vin să te vizitez, să-ți aduc cadou personal. Ca așa am zis, nu? Da. E bine? Ești de acord? Da! Houston, avem o problemă. După ce am așteptat ore și ore bune ca să iau legătura cu doi dintre cei trei câștigători, am reușit în sfârșit să iau cu unul, a mai rămas încă unul, am reușit și cu acesta într-un final să iau legătura, dar ce să vezi, nu poate intra video cu mine din diverse motive, nu mai stau să vorbesc că sunt supărat la maxim. Așa că trecem la următorul pe listă. Hai, doamne, doamne, cât de greu e, mă, să asculți ce zice un om, să pui tu un cont de Facebook acolo și duminică să fii on, dacă știi că duminică se afișează, dacă tot particip la concurs. Dai, doamne, da. Asta a fost prima tură. Schimbăm noi regula tura următoare, nu e problemă, nu mai fac eu atâtea probleme. Ta. Bun, hai să vedem următorul, care a fost? Hai! Hai, 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 derulează-te, hai! Țar netul și netul merge greu. Hai să vedem, hai! Ta, hai, hai. Bun, deci, da, 1, 2, 3, da, 1, 2, 3, 4 își pierde și el locul. Și următorul ar fi, hopa, Robert Andrei, dar nu are scris date de contact, deci e descalificat din prima, că nu mai stau să-l întreb, să aștept așa ceva. Următorul, Coreea de Nord, îți dau Insta dacă câștig în comentariu. Paul, îmi pare rău, nu mai stau să-ți scriu și să aștept răspunsul. Trebuia foarte frumos de la început să vă scrieți contul de Instagram sau Facebook. Că n-a fost deloc greu. Ce a fost așa greu? Hai, ce nervi am! Hai să vedem dacă găsim pe cineva care a răspuns Coreea de Nord și a și scris un cont de Instagram sau Facebook. Să vedem, găsim? Tai! Dorin Radu, Coreea de Nord. Greșit! Greșit, greșit, greșit! Nici, bă, așa ceva n-ai văzut, bă! Greșit, greșit! Uite, bă, cât ți-au scris Coreea de Nord și n-au scris... Hopa, în sfârșit, Alex a scris Coreea de Nord și contul de Insta, Alex. Perfect, Alex. Hai să-l contactăm pe Alex. Bun,
L-am găsit pe Alex imediat pe Instagram, însă mi-a zis că acum este cu copilul, soția e plecată la cumpărături și nu poate chiar acum vorbi, dar mai aștept jumătate de oră, nu e problemă, am așteptat eu atâtea ore degeaba, mai jumătate de oră nu e problemă. Vorbesc, îi spun, termin și apoi mă apuc să editez vlogul. Țai, Doamne, Doamne, ce nervi mi-am făcut! Frate, așa ceva l-ai văzut. Nici cu Alex nu am reușit să iau legătura într-un final. Au trecut vreo 2 ore. Deja este 7:30 seara. 19:37 mai exact. Așa că am căutat în continuare alt câștigător. Și am găsit pe următorul care și-a lăsat și un cont de Instagram. Și acesta este... Omul Misterios. Am luat legătura cu el pe Instagram și acum vom vorbi pe Facebook imediat. Chiar acum îl voi suna. Of, Doamne, deci nu mă gândeam că ea va fi așa de greu. Nu mă gândeam. Țai să fiu. Dar norocul lui Călin. Ce faci? Ce să fac? Uite, am fost până la oraș și mă duc acasă. Știi de ce te-am sunat? Nu te rețin mult. Bune. Ai participat la un concurs. Da, da. Și ai câștigat. Da. Da, felicitări. Ai nimerit-o. Și printr-un concurs de împrejurări, pentru că nu tu trebuia să primești premiu, ci încă vreo 3 înaintea ta. Dar uite, n-am putut cu ei lua legătura, ai avut norocul să câștigi. Felicitări încă o dată! Bine, lume! Acesta a fost concursul Ghicește și Primește. Felicitări tuturor care au participat la concurs. Felicitări câștigătorilor. Cu 2 dintre ei am să mă văd personal. Cu Ianis în Iași și cu Marius în București. Norocul lui că e din București. Sper că o să vă placă cadourile aduse. Și o să ne vedem în curând, adică în octombrie. Până atunci, stați pe recepție și nu schimbați canalul. A, și încă ceva, înainte de a încheia. Am observat că acest concurs a avut doar 600 și ceva de vizualizări, dintre care doar 100 și ceva de postări. Deci, din 2800 de abonați, doar 100 și un pic au participat la acest concurs. Ceea ce pe mine, sincer, mă miră. Adică, nu vreți lucruri pe gratis? Sau ce? Așa că voi face un experiment la întoarcere. Pe lângă cadourile pe care le voi cumpăra prietenilor mei și câștigătorilor concursului, voi cumpăra și niște lucruri pe care apoi le voi pune la vânzare. Să vedem, poate așa, dacă vor fi lucruri cu bani, o să fiți mai interesați. Și de ce nu să fac și eu un ban cinstit? Să vedem cum stă treaba, că sunt tare curios. Și voi mă știți, eu când vreau să aflu ceva, păi aflu, că altfel nu pot dormi liniștit noaptea. Și asta a fost tot, dragii mei. Urați-mi mult succes, de fapt noroc, în Coreea de Nord și în China, pentru că nu doar în Coreea de Nord mă voi duce, ci voi rămâne și în China, în Beijing, în următoarele 8 zile. Așa că da, la întoarcere, după 5 octombrie, cred că mai degrabă după 10 octombrie, până ajung acasă, încep să fac vlogurile, bla bla bla, o să vedeți nu doar vloguri din Coreea de Nord, ci și din China, mai precis din Beijing. Așa că, vă repet, pentru a mia oară, stați în continuare pe recepție și nu schimbați canalul. Eu sunt Adi Vlog. Acesta a fost concursul Ghicește și Primește. Aceștia au fost câștigătorii. Mulțumesc tuturor participanților. V-am pupat și până data viitoare, când mă voi întoarce din Coreea de Nord, vlogul l-am încheiat. Pam, pam! Mua! Dacă ești nou pe aici, atunci nu uita ca înainte de plecare să apeși butonul
de abonare ca să ai ce viziona în continuare.